Zona metropolitană Bacău se pregătește pentru accesarea fondurilor europene pe bugetul 2014-2020. Cu banii europeni, angajații din cadrul unităților administrativ-teritoriale membre ale zonei metropolitane Bacău vor beneficia de cursuri de pregătire profesională în vederea atingerii finanțărilor pe exercițiul bugetar 2014-2020. Valoarea proiectului creșterea capacității administrative prin programe de pregătire profesională continuă a angajaților din unitățile administrativ-teritoriale componente ale zonei metropolitane se ridică la 1.197.000 de lei. Astăzi, după cum ați văzut, avem Comitetul Director și Consiliul de Administrație a zonei metropolitane. Se va prezenta bugetul de anul trecut, bilanțul, dar vom aproba practic și acest proiect care a fost finanțat de către Ministerul Dezvoltării, un proiect care este pe axa Programul Operațional de Dezvoltare a Capacității Administrative și va avea ca obiectiv principal formarea profesională a angajaților care vor lucra pe proiecte europene în zona metropolitană. În condițiile în care asocierea este singura șansă a comunităților locale pentru a beneficia de bani europeni în următorii 7 ani de zile, organizarea zonei metropolitane Bacău și pregătirea specialiștilor se impune. Pentru a atrage finanțări pe bugetul 2014-2020, orașele și comunele vor trebui să se asocieze, să devină partenere pe modelul zonelor metropolitane. Împreună vor întocmi proiecte care vor asigura realizarea de lucrări în toate comunitățile partenere din mediul urban și rural. Va fi structura de bază și va fi directiva, legea, după care se vor accesa fondurile europene pentru a finanța proiectele pe zona metropolitană. Zona metropolitană Bacău este la cel de-al doilea proiect atras. Zona metropolitană practic conduce, pentru că trebuie să fie o asociație, putea să fie orice asociație neguvernamentală, dar noi am considerat că este mai bine să fie asociația noastră care s-a prezentat la concurs. Și zona metropolitană, practic, este cea care a câștigat și a condus Programul Național de Înființare și Dezvoltare a Incubatoarelor Tehnologice de Afaceri pe municipiul Bacău. Prin acest proiect, zona metropolitană a asigurat cheltuielile de funcționare pe timp de 3 ani a societăților care funcționează în cadrul incubatorului din cadrul Centrului de Afaceri Bacău.